Jam session-urile erau drogul nostru, dacă asta adică, adică care era substanța, da, ne întâlneam și ne plăcea să ne explorăm creativitatea, pentru că asta făceam noi la ore de genul armonie, de exemplu, făceam compoziție, adică... Mergeați pe trezie și vedeați cât vă poate duce... Da, este ceva fantastic atunci când faci o echipă cu niște muzicieni pasionați de treaba asta și care scormonesc așa în ei să scoată cele mai nebunești idei. Repet, versuri, mare drag, ai creat pe, ai fost pe versuri sau pe ambele. Ai continuat pe vioară, pe ambele, și ambele. Cum îți veneau versurile? Cum le clăceai? Cum le scorneai? Ce te inspira? Nu pot să dau un răspuns clar la întrebarea asta, nu știu. Uneori am senzația că scriu vertigiul, versuri ca dictate. Vertigiul pur și simplu, probabil, nu? Da, vertigiul, da, da, este un moment. Da, este un moment în care te simți, îți vin niște idei. La fel ca, eu știu, și cineva care lucrează ca operator sau și are o soluție de, o problemă de rezolvat, îi vine soluția dintr-o dată, nu știu, cred că e la fel. Erați protestatari pe vremea aia? Adică erați cu revolte sau erați pe dragoste, pe sentimente, pe... Pe dragoste. Deci erați rocker, punkiști, răi... Da, dar ce, că baladele rock, ce, despre ce vor Nathan Ass Matters, alea cu... Nu prea eram pe, ce să spun, pe proteste noi, că... Nici nu știu, lucrurile astea sunt influențate până la urmă de părinți. Și dacă părinții nu sunt pe proteste, foarte greu un adolescent va fi el de la sine, pentru că nu zic eu, să-mi termin ideea sau... Da, termină-ți, normal. Pentru că nu el își croiește, practic. În adolescență țin minte că nu mă interesa absolut deloc politica, de exemplu. Eu am fost în stradă la Revoluție cu părinții, dar nu am avut eu o părere proprie despre ce se întâmpla, nici nu aveam cum să înțeleg.